M-aș bucura dacă activitatea dumneavoastră ar fi orientată, cum vă spuneam, în interesul locuitorilor Chișinăului și a suburbilor. Nu faceți pe ultima sută de metri ilegalități, pentru că asta se întâmplă. Observ în mai multe domenii, se fac foarte multe ilegalități. Voi veni aici, voi face o analiză amplă, exhaustivă și atunci voi veni cu un raport în fața oamenilor. Dar vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să ne purtăm ca niște oameni responsabili, onești, integri și să dăm dovadă că putem da continuitate activității bune din primărie și să eliminăm ceea ce nu este bine la nivelul municipalității. Vă rog din suflet să facem acest lucru pentru că văd că se produc lucruri foarte și foarte grave. Cei responsabili de medicină, am rugat iarăși ca cetățean responsabil să se facă un punct medical. Dotați-l ca într-o țară civilizată și nu așa cum se întâmpla sâmbătă atunci când a fost la drumării. Mai mult, domnul Codreanu, dumneavoastră sunteți cel cu împuterniciri de primar general în momentul de față, așa că eu vă urez succes. O să rămân cum văd domnul Grozavă, nu? Probabil vom merge împreună cu domnul Grozavă să vedem ce se întâmplă la Gaudiamu și să încercăm să clarificăm lucrurile și să facem tot ce ne stă în puteri ca acolo să nu se producă dezmățul așa cum a început în sâmbătă acestui lucru. Asta deocamdată. Dacă vreți să spuneți ceva, vă rog să-mi spuneți. Dacă nu, am să vă las și am să vă urez succes în activitatea dumneavoastră de mai departe. Am vorbit cu domnul Vuduceu. Am vorbit cu domnul Grosavu, se fac niște construcții pe drumuri și nu sunt bine securizate. Asigurați-vă că vor fi bine securizate, pentru că în joc este, dacă vreți, un lucru și sănătatea oamenilor. Și nu e bine.